Cu gândul la primăvară, câteva zeci de copii, membri ai asociației Alert Îndeva, voluntari sau invitați, au participat la o acțiune prin care au avut posibilitatea să-și dea frâul liber imaginației și, în același timp, să-și etaleze aptitudinile de creație și îndemânare. Zeci de băieți și fete deopotrivă, sub îndrumarea membrilor asociației Alert Îndeva, au fost învățați pas cu pas să creeze mărțișoare prin tehnica șervețelului. Îmi iau desenul și acum, cu foarte mare grijă, îl aplic exact pe contur, da? E foarte important să nu presați foarte tare. Pentru elevi, acțiunea a fost și o lecție despre protejarea naturii, materialele folosite fiind prietene cu mediul înconjurător. Dar cel mai important mesaj transmis de membrii asociației este cel umanitar. Sub deviza "Suntem ceea ce facem pentru alții", mărțișoarele handmade create cu ajutorul asociației Alert Îndeva vor fi vândute, iar banii obținuți vor ajunge la un elev care are nevoie de sprijin. Ne străduim să aducem primăvara într-un mod autentic și de asta am preferat să confecționăm noi mărțișoarele. Copiii trebuie să învețe să se bucure de lucrurile simple și de lucrurile cu care se întâlnesc zi de zi și am ales să facem mărțișoarele din lemn cu transfer șervețel. Au ieșit niște lucrări grozave de care suntem foarte încântați și foarte, foarte mulțumiți. Și cei din asociație, copiile vor valorifica în cadrul târgului de mărțișoare, iar o parte dintre bani vor merge către un caz umanitar. Printre invitați s-au numărat și câțiva elevi ai clasei a 4A de la Școala Generală numărul 5, aparținând de Liceul Tehnologic Energetic Deva. Mare bucurie pe ei, mai ales că, din cauza pandemiei, n-au mai putut participa la activitățile extrașcolare cu care erau obișnuiți. Se vede cât de implicați sunt și ce frumos lucrează. După pandemie este prima acțiune și nu ne dorim să fie unica. Dorim să continuăm, mai ales că acum am învățat să facem mărțișoare și o să achiziționăm și noi materialele necesare și o să învățăm și pe ceilalți elevi care n-au reușit să ajungă astăzi aici la activitate. La final, toți au primit felicitări pentru creațiile lor, iar mărțișoarele realizate le-au luat acasă, drept model, urmând să creeze propriile modele aplicând tehnica însușită. Asociația Alert Îndeva, sprijinită de voluntari, va continua să creeze mărțișoare toată luna. Scopul umanitar propus trebuie atins, așa că sunteți invitați să descoperiți mărțișoarele handmade la Târgul Mărțișorului din Deva, pregătite pentru voi de zeci de mânuțe harnice și îndemânatice.